lăsat. Mi-este mânătuire. Aș vrea să pornim în experiența de închinare acestui sabat cu câteva cuvinte din Psalmul 65. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. V-aș invita să ne rugăm în seara aceasta cu două persoane care simt îndemnul și care sunt mânate de Duhul Sfânt. Și dacă nu ne-ar fi prea greu, chiar v-aș invita să ne plecăm pe genunchi. Pe lucrătorul tău pentru aduce turma în împărăția ta. Lasă pacea ta în sufletele noastre și în locul acesta. Alege oameni la conducerea țării după inima ta și după ochiul tău. Și îți mulțumim că ne asculți. Completează-ne la fiecare ce ne lipsește, că numai tu știi ca să putem rămâne credincioși ție până la sfârșit de cal. Ne predăm în brațul tău de tată, ține-ne mâna ta că vrem, în brațul tău, Mântuitorul nostru, ține mâna ta că vrem lucrul acesta și lasă Duhul Sfânt să fie cu noi și peste noi, până vii să ne ia acasă. Îți mulțumim că ne-ai ascultat și îți mulțumim că tu vrei să împlinești rugăciunea noastră. Amin. Vrem să-ți mulțumim pentru ocazia deosebită pe care ne-o dai de a fi împreună cu tine în casa ta de rugăciune. Te rugăm să ne dai călăuzirea Duhului tău cel Sfânt și să reverși pacea ta și dragostea ta și liniștea cerească peste fiecare dintre noi. Ne încredințăm în brațul tău puternic și voia ta și planul tău divin să se împlinească cu fiecare dintre noi. Toate aceste lucruri te-am rugat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. 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 Mai cântăm o cântare? Da. Are cineva o propunere? Cu tine, Domnul meu iubit. O luăm la rând, așa. 407, 406.
Am citit o întâmplare despre un vânător care a plecat să vâneze lei. Era un vânător foarte curajos. Așa că și-a luat pușca, o pușcă foarte bună, a încărcat-o și a plecat prin junglă să vâneze lei. Și foarte șmecher și plin pe el, a văzut deodată că vine un leu, a dus pușca la ochi și sigur pe el, clic, clic, repede se desfacă pușca, a început să-i tremure mâinile. Știți cum e vorba aceea? Tragi cu pușca, nu ia foc. Leul venea spre el, așa că și-a adus aminte că există totuși o cușcă din bare de oțel menită să-i protejeze pe vânători de animale sălbatice. Și a luat-o la fugă spre cușca aceea. A fugit cât îl țineau picioarele și a ajuns înaintea leului la cușcă. A băgat mâna în buzunar, dar și-a dat seama că era atât de sigur pe pușca lui, încât cheia o lăsase în tabără. Între el și salvare era o distanță de un deget. Cât erau gratile acelea de fier. Numai că el era afară și afară era și leu. În seara aceasta aș vrea să vă spun bun venit în casa lui Dumnezeu și sper ca, deschizând cuvântul, să ne bucurăm și să avem părtășie în cuvânt, părtășie unii cu alții și părtășie cu Domnul. Pentru că mâine dimineață nu vom fi împreună, fac în această seară un anunț care probabil va fi repetat și mâine, dar de data asta îl fac eu. Așa cum am anunțat în urmă cu ceva vreme, luna noiembrie este luna în care vom încerca în fiecare sâmbătă după amiază să avem un seminar din cartea profetului Daniel. Nu am făcut invitații, însă puteți să vă invitați pe cei pe care i-ați dori să-i invitați. Seminarul începe la ora 17, la 5 după amiază, un seminar din cartea lui Daniel. Și o să vă spun titlurile, mâine seară, secretul succesului personal. Știu că ascultând titlurile o să ziceți, dar astea nu sunt din Daniel. Sunt din Daniel, o să le vedeți, sunt acolo, doar că poate nu le-am observat până acum. A doua întâlnire, cea de sâmbătă viitoare, eșecul Uniunii Europene. A treia întâlnire, taina morților vii. A patra, curățenie generală. Iar a cincea, secretul fericirii. În luna noiembrie, sâmbătă după amiază, dacă vreți să veniți să ne bucurăm împreună, sunteți bineveniți, nu este obligatoriu, nu este nimeni forțat să vină, dar cine vine, este un afiș la avizier și mai este unul și în hol. Așa că vă invit să luați cu dumneavoastră Biblia și buna dispoziție. Ia să vedem dacă în seara aceasta v-ați luat cu dumneavoastră Biblia. Ia să vedem, cine are Biblie? Pe telefon, pe tabletă, tipărită? Da? Alex? Bun, dacă o ai, o să o și citești, așa că e foarte bine. Hai să vedem, cine și-a luat și buna dispoziție cu el? Da? Nu știu dacă ați observat, la intrare în biserică, cum intri pe ușa aceea, vă recomand să intrați pe ușa aceea, în stânga, lângă garderobă, pe perete e pus ceva. Știți ce e pe perete lângă garderobă? Oglindă, corect, felicitări. Dar știți de ce e pusă oglinda aia acolo? Cum? Să vedem dacă am venit corespunzător. Pentru că dacă vii la biserică necorespunzător, adică fără să ții buna dispoziție, iubirea de frați și dragostea de oameni, e o problemă serioasă. Dacă nu le ai când vii, măcar să le ai când pleci. Nu? Bun, mai cântăm o cântare în seara aceasta. Asta este. Are cineva o propunere? Că dacă nu, am eu. Păi, întâi... ...575. Cum să nu? Ia să vedem. Duh de iubire. Eu nu știu. Thank you.
o dată prima strofă. Da? Duh de iubire, pace și lumină, din pietre vii, cadește-ți templul tău. Tu poți lega în dragoste de plină, inim cu inim pentru aduce aminte de povestea cu câmpul alb, oile negre, cine le vede, nu le crede. Așa și cu portativul, portativul în alb și notele sunt negre și cine le cunoaște, poate să ne învețe și pe noi să cântăm. Vă spun bun venit în seara aceasta și mă bucur să fim împreună. Eu sunt puțin ca răcit, dar stau liniștit că mai am puțin și întrece. Se zice cu o răceală, tratată, trece în 2 săptămâni, netratată în 14 zile. Eu am tratat-o, sunt deja printre a 10-a zi, așa că mai am puțin și va trece și chiar dacă n-aș fi tratat-o, tot ar fi trecut în același interval de timp. Cum a fost săptămâna pentru dumneavoastră? Probleme, ceva? Aș vrea să vă spun că pentru mine săptămâna asta a fost așa de aglomerată, încât abia aștept să vină sabatul, dar sabatul nu vine cu prea multă pace și odihnă, pentru că e un sabat mai plin, așa. Dar atunci când apune soarele, e o mare binecuvântare. E o mare binecuvântare pentru că simți că poți, sau că vrei, sau că nu vrei, trebuie să tragi pe dreapta. Trebuie să oprești motoarele și să te poți bucura de odihnă. Uneori, știți, nu prea ne place să ne odihnim. Nu prea ne place. Veneam odată de departe cu mașina și eram atât de obosit. Am ajuns în pădure, lângă casa părinților mei, o pădure. Din pădurea aceea mai sunt 700 de metri până la casa părinților mei. Eram atât de obosit și am zis, mai sunt câteva sute de metri, însă simțeam că, pur și simplu, nu mai pot să mai țin volanul drept. Și m-am oprit în parcare la 500 de metri de casă, m-am odihnit vreo jumătate de oră, după care m-am mutat 500 de metri mai încolo și m-am odihnit. Probabil că mulți dintre noi avem același sentiment că noi rezistăm și fără odihnă, așa e? Încă puțin. Cât mai? Încă puțin. Mai am astea 3 lucruri de făcut și după aia, nu? Gândiți-vă în felul acesta. Așa e.
Astea două, dacă le-am mai făcut și după aceea, gata. Îmi iau concediu. Numai că după ce le faci pe cele două, se mai întâmplă să mai apară încă una, una singură. Și până când o faci și pe aia, o mai apărut încă trei. Și treaba nu se termină niciodată. Avem impresia că noi le facem pe toate și că dacă n-am fi noi, lumea s-ar prăbuși. Vreau să vă dau o veste în seara aceasta. Cimitirul este plin numai de oameni de neînlocuit. E plin. Oameni care au crezut că dacă ei nu sunt acolo, lumea nu se mai învârte. Gândul pe care aș vrea să-l împărtășim în seara aceasta se intitulează Condamnați la mântuire. Sau, altfel spus, predestinați la mântuire. Și în seara aceasta aș vrea să vă spun un lucru, că este mai ușor să fii mântuit decât să fii pierdut. Aș vrea să țineți minte în seara aceasta când veți pleca acasă. Este mai greu să fii pierdut decât să fii mântuit, pentru că planul lui Dumnezeu, în înțelepciunea Lui și în dragostea Lui, este unul simplu. Știți care este? Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură. În 1 Timotei, capitolul 2, versetul al 4-lea. A găsit cineva? Alex. Erai cu Biblia în mână, ziceai cu aia, așa că te rog frumos să citești. Dar ieși de acolo afară că nu te aud din cușcă. 1 Timotei 2 cu 4. Cu voce tare. Și că cel ce încinge sabia să nu se laude ca cel ce o dă jos. Nu este tot aia să cunoști drumul și să umblu pe el. Ai găsit? Da. Hai, cu voce tare. Care vrește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului? Mulțumesc, citește și versetul 3 ca să fie o lumină mai amplă, așa? Pentru aceia care n-au ochelari la ei și nu reușesc să citească. Care? Mulțumesc! Gândul pe care aș vrea să-l țineți minte în fiecare zi începând cu seara aceasta este că Dumnezeu voiește, plănuiește, predestinează, premeditează mântuirea pentru câți oameni? Am citit și am auzit, întâi am auzit la radio și după aceea am citit despre o idee ca să nu mai fie vot universal. Știți de treaba asta? Să fie un vot selectiv. Pentru că cea mai mare parte a oamenilor care votează nu gândesc. Votează emoțional. Și că cine e mai frumos, măi, maică, ăsta sau ăsta, uite, ăsta are ochelari, ei, ce simpatic, așa, e mai bleguț, așa, se pun, ăsta altă, ei, ce frumos, ce bărbat, bine, îl votez pe ăsta. Bă, hai, dar am avut ația bărbați, hai să vedem și cum e cu femeia, hai să până pe care să votăm, că-s mai mult. Deci oamenii votează emoțional, fără să facă diferență între ce spun unii și ce spun alții, ce fac unii și ce fac alții. Fără a gândi. Știți? Și sunt niște oameni care se gândesc, mai cum să limitez? Atunci când citesc Sfânta Scriptură, văd că în planul lui Dumnezeu este nu ca unii oameni să fie mântuiți, aia mai frumoși. Dacă era aia frumoși, eram pierdut. Eram pierdut. Așa, dacă Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, am și eu o șansă. Dacă ar fi fost să fie aia bogați, vă dați seama că de la noi din biserică... Din București doar biserica de pe centură, nu? Dar așa, slavă Domnului, Domnul spune cum? Câți oameni? Toți. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost numai americanii să fie mântuiți. Știi engleza? Nu știi. Unii spun așa că pe noul pământ, și ce limbă se va vorbi? Că sigur engleză. Dar știți de ce? Zice așa. Pentru că Dumnezeu e atât de generos, americanii sunt atât de încet la învățare, încât nu sunt în stare să învețe o altă limbă. Și Domnul le face favoare, învățăm noi toți engleză. Alții zic că ungurește ar fi, că trebuie o veșnicie ca să înveți limba asta. Da. Numai că Biblia pe care eu o citesc îmi spune un lucru simplu. Planul lui Dumnezeu, Mântuitorul, este ca toți oameni. Toți să fie mântuiți. Am citit o întâmplare care m-a pus pe gânduri despre un vapor din ăsta care făcea curse
în Statele Unite, între coasta de est și coasta de vest, cobora, trecea prin canalul Panama și se ducea de la Boston la San Francisco. Și vaporul acesta e vaporul central american. Plimbarea lui, pentru că făcea cursa aceasta ca autobuzul 282, așa, care știa toate gropile, mergea foarte liniștit, numai că în timpul unei curse s-a lovit de ceva, s-a făcut o spărtură în cala vaporului și a început să ia apă. A trimis un SOS și a venit un alt vapor, era un vas de pasageri. A venit și a spus, dăm pasagerii, ce s-a făcut noapte. Ce lasă, că mergem pe pompe și mâine dimineață facem transferul. Ce rămâie aici, în apropiere. Și celălalt vapor a rămas, numai că după o oră, luminile de pe central american au dispărut în fundul oceanului. Este culmea să fii la un deget de cușca care te salvează, să fie vaporul care te poate salva lângă tine și cu toate acestea să fii pierdut. Să fii la ușa împărăției lui Dumnezeu și cu toate acestea să fii pierdut. Am încheiat săptămâna aceasta un ciclu de studii din cartea Tragedia Veacurilor împreună cu un grup de tineri și am parcurs ultimul capitol al acestei cărți. Și atât de mult m-a marcat tragedia, nu atât de mult focul și distrugerea, ci faptul că unii dintre cei care vor fi pierduți vor privi către cetate, vor privi către Domnul Hristos și vor fi tare necăjiți pentru că ei știu că ar fi putut să fie acolo. Aș fi putut să fiu și eu acolo. În urmă cu câteva săptămâni, într-o vineri seara, mai țineți minte, învățam despre câteva elemente care fac diferența între oamenii de succes și oamenii care nu au succes. Mai țineți minte? Nu mai ține minte nimeni. Da? E o linie, știi? Și spuneam că deasupra liniei sunt unii și sub linie sunt ceilalți. Sub linie sunt cei care caută vinovați. Nu sunt eu de vină. Altul e de vină. Guvernul, Dumnezeu, pastorul, prezbiterul, mama, tata, oricine e de vină, nevasta, copiii. Numai eu nu. Cei care caută scuze. A, eu aș fi venit la adunare, dar știi? Al treilea lucru este acea negație, nu pot. Nu există, nu pot. Nu știi sau nu vrei? Nu există, nu pot. Iar cei care sunt deasupra liniei sunt oamenii care sunt responsabili, care au sentimentul responsabilității și al proprietății. Sunt responsabil, îmi asum și pot să spun hotărât, dom'le, n-am vrut să vin vineri seara la adunare. Pentru că nu consider că e important. Da, dom'le, am tot respectul. Dacă e foarte important. Dacă trebuie să facem o adunare administrativă, toată lumea ar vota să mai facem. Să facem și miercuri, și joi, și luni. Dar ăia care votează nu sunt aici. Responsabilitate și proprietate. Îți asum lucrul acesta. Atunci când citesc Sfânta Scriptură, descoperă o categorie foarte interesantă de oameni într-una dintre pildele Domnului Hristos. Evanghelia după Luca, capitolul 8. Dacă vrea cineva să citească, este o pildă acolo cu sămânța. Știți pilda respectivă? Haideți să vedem. Altcineva dintre cei care au zis că au Biblia la ei. Ăla eu, nu toți deodată. Pilda semănătorului. Ați găsit-o? Evanghelia după Luca, capitolul 8. Spune că un semănător începe să arunce sămânța. Este un semănător nepriceput. Corect? Dacă ar fi un semănător priceput, cum ar lua sămânța și ar pune-o? Una, câte una, dar este un semănător risipitor. Aruncă sămânța peste tot. Nu? O ia și o aruncă. Una cade între spini, una cade între pietre, alta e mâncată de păsări, mai cade și în pământ bun. Însă, la versetul al 12 este o categorie foarte interesantă și aș vrea ca cineva să citească versetul 12. Vă rog, frate Sandu. Cei ce
Mulțumesc! Aș vrea să vă spun că, deși am citit pilda aceasta de zeci de ori, am predicat din ea, niciodată subiectul acesta nu mi-a fost atât de clar ca până acum. Și spune așa: aude cuvântul, apoi vine cine? Vine diavolul și ce face? Fură cuvântul. În noaptea aceasta, dacă nu mă înșel, cred că noaptea aceasta este o petrecere. Ce petrecere este? E petrecerea dracului. Vă spun de-a dreptul, a diavolului Sarsailă, sau cum vrei să-i spuneți, oamenii se îmbracă în demoni, își pun coarne, maniere hidoase. O petrecere a groazei este petrecerea diavolului și a iadului. Și copiii noștri sunt învățați la școală că e o chestie frumoasă și drăguță. Ba încă și noi adoptăm câteodată maniera aceasta de comportament. Să știți că diavolului nu-i pasă câte Biblii ai în bibliotecă. Nu-i pasă. Nu-i pasă dacă ai Biblia pe calculator, pe telefon, pe tabletă. Nu-i pasă dacă poți să o asculți. Nu-i pasă dacă ai CD-ul din mașină. Nu-i pasă dacă ai în MP3. Nu-i pasă de toate lucrurile acestea. A fost o vreme în care, într-adevăr, aveai Biblia, stăia capul. Și acum mai sunt zone din lumea aceasta unde dacă ai o Biblie, stăie capul, mâinile te spânzură. Însă diavolului nu-i pasă atât de mult de existența cuvântului în sensul fizic. Întrebarea pe care aș vrea să-ți o pui în această seară, puteți să lăsați-o la cășa, așa, nu-i nicio problemă. După ce se termină. Ne uităm pe ecranul ăsta, eu mă uit pe textul scris pe hârtie și dacă vreau musai să văd ce-i pe ecran, mă pot întoarce, că nu sunt chiar așa de înțepenit și nici chiar așa de bătrân. Diavolul are un obiectiv. Și în momentul când îi reușește acest obiectiv, cel care a picat în plasa lui este pierdut. Ce face diavolul? Fură cuvântul de unde? Din inimă. În seara aceasta mi-aș permite să te întreb, dragul meu și draga mea, este cuvântul lui Dumnezeu în inima ta? Nu te întreb dacă l-ai în mână, poți să-l ai. Am și eu întorpe două Biblie. O am de ani de zile. Am zis, când mai stau așa să o citesc, acum de când cu telefoanele, păoleu, dar nu prea mai am ocazia să stau. Dar stă acolo, o plimb după mine și în sus și în jos. Și câteodată mă gândesc la un prieten de-al meu, un musulman din Megidia, Sunai. Un băiat extraordinar. Avea Coranul și l-am întrebat, de ce îl ții acolo? Ci ca să-mi poarte noroc. Și chiar mă gândeam într-o ocazie, unii poartă o icoană, alții poartă o Biblie. Și se practică treaba, domnule, să am o Biblie acolo în casă, aduce noroc. Când moare, îi pui Biblia în cimitir acolo ca să sfințească Biblie. Nu? Există două culturi, două maniere de gândire. Este o gândire iudaică și este o gândire greacă. Diferența dintre ele este mentalitatea de a avea. A fost ziua Bibliei. V-ați luat o Biblie din aia unită? Că a fost la preț redus, dar una din aia Andrews. Și dacă v-ați luat Andrews, v-ați luat din aia simplă sau din aia unită, așa cu coperți de piele? Au omorât un vițel ca să ia pielea, să pună pe Biblie, nu? Noi nu mai mâncăm vițelul, punem pe Biblie. Și auzi, domnule, lasă fie una frumoasă, așa. Și când dai, vezi că paginile sunt lipite. Să arate bine când mă duc cu ea. Sau în bibliotecă. Pe vremea lui Ceaușescu, pe vremea cealaltă, că înainte era mai bine, nu? S-a dus cineva la librărie, îmi povestea doamna de așa, și că a venit unul să cumpere niște cărți. Și spune, doamnă, vreau și eu niște cărți. Păi ce cărți vreți? Ce, doamnă, nu știu. Îmi trebuie 3,25 m. Păi cum 3 metri? Păi cărțile sunt după titlu, nu, doamnă. Deci m-am mutat acum la casă nouă, am luat o bibliotecă frumoasă și o să vină niște musafiri. Și trebuie să pari în cult. Îmi trebuie cărți frumoase așa. 3,25 m, atâta au rafturul. Și a dat toate operele alesere, toate alea care erau legate frumos, așa ca să arate bine. Avem și noi câteodată în bibliotecile noastre cărți, tot felul de cărți.
Mi-au plăcut întotdeauna cărțile. Într-o vreme citeam mult mai mult decât citesc acum. Spre rușinea mea o spun. Nu mai am timp. Sau nu mai îmi fac timp. Tot timpul apar și alte priorități. Și gândeam la vremea respectivă, când o să am și o bibliotecă, las-o, fiule, las-o în pace, că mă obosește și pe mine și pe el, săracă. El doare capul, e amețit, lasă-l în pace, după aia. Acum stai jos pe scaun și bucură-te și tu, ascultă treaba asta, să vezi cum e treaba cu cărțile. Și am zis, dacă aș avea și o bibliotecă, măcar de 1000 de volume. Am depășit 1000 de volume și sunt cărți pe care le țin acolo și pe care nu m-am mai uitat de ani de zile. Știu exact ce scrie, ne mă uit, dar uite, asta e aia, asta e aia, asta e aia. Dar nu mai am timp să le citesc. Cărțile Spiritului Profetic, când au apărut, wow! Și unele dintre ele sunt acolo în bibliotecă. Cărți extraordinare de istorie. Oh, istorie, istoria lumii. O mulțime de cărți. Câteodată se întâmplă că ne dorim atât de mult să avem. Să le avem. Dar să nu le folosim. Și le ai acolo și vine diavolul și îl fură cuvântul de unde? Din inimă. Ceea ce mă cutremură în paragraful acesta este ce urmează după ce spune că fură cuvântul din inimă. Ca să nu creadă și să nu fie mântuiți. Știți de ce copiii noștri, părinții noștri, frații noștri, băieți, vă rog eu frumos, lăsați-l, stați pe scaun și lăsați-l. Lasă și ușa deschisă, că după aia vă trage discuția. Las-o așa. Las-o. Duminică, veniți duminică și vă ocupați și le puneți la punct. Acum lăsați-o, așa a rămas. Marea problemă nu este să avem cuvântul pe ecran. Aș vrea să vă spun că ecranul ăsta, videoproiectorul ăsta, calculatoarele astea, toate vor arde în foc. A fost o vreme în care nu aveam cărți de cântări și nu aveam studii biblice. Și scriam studiile biblice de mână și le învățam pe din afară. Și aveam cuvântul unde? În inimă. Învățam cântările cum le învățam? Pe din afară. Pentru că nu aveam toți cărți. Și când mergeai cu trenul, mergeai la sap, mergeai pe jos, stăteai dimineața, așteptai la autobuz, îți venea întotdeauna un cântec în minte, pentru că unde era cuvântul? În minte și în inimă. Acum e în carte, îl avem în telefon, îl avem pe tabletă. Zărea aceasta, dragii mei, aș vrea să vă spun un lucru simplu pe care să-l țineți minte. Dumnezeu vrea cu tot din adinsul ca fiecare dintre noi să fim mântuiți. Planul lui Dumnezeu este ca eu și cu tine să fim mântuiți în împărăția cerurilor. Este pregătit acolo un locaș pentru mine și pentru tine. Dacă tu nu vei fi acolo, locul acela va rămâne gol. Dacă eu nu voi fi acolo, locașul pregătit pentru mine va rămâne gol. De ce? Pentru că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Crezi lucrul acesta? Mi-am pus foarte serios întrebarea dacă eu cred lucrul acesta. Da, aici din gură îl cred. Dacă îl cred practic în acțiunile mele, dacă îl cred practic în gesturile mele, mi-am pus întrebarea, mergeam într-o zi cu autobuzul și era o aglomerație teribilă. Și era destul de cald și oamenii veneau de la muncă. Și erau tot felul de mirosuri care se amestecau acolo. Și mi-am pus o întrebare privind la oamenii din autobuz. Câți dintre oamenii aceștia vor fi mântuiți și câți vor fi pierduți? V-ați gândit? Și după ce v-ați gândit, ce ați făcut? Și? Doamne, te rog, ai milă de ăștia că eu n-am timp de ei. Stai așa de ocupat. Îmi aduc aminte de pilda aceea cu levitul, știți? Cel căzut între tâlhari.
Și trec oamenii Domnului preocupați că ei se grăbeau să meargă la adunare, să nu li se mototeleze costumul, să nu li se mototelească rochia sau cămașa cea nouă, și au trecut înainte unde? Vă mărturisesc că m-am frământat foarte mult asupra acestui verset. Oare chiar cred eu din toată inima? Mi-a pus întrebarea în dreptul rudelor mele. Nu știu, dumneavoastră aveți rude care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Aveți sau nu aveți? 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 Aveți toți? Aveți? Aveți? Să știți că și eu. Și mi-am pus foarte serios întrebarea, în ce măsură cred eu că rudele mele ar trebui să fie mântuite? Și știți ce mi-a răspuns? Unii dintre ei nici nu merită să fie mântuiți. A? Este? Nu așa că nu merită să fie mântuiți? Ah, vine Domnul! Să vezi! Am scăpat de asta! Știți că de multe ori noi acționăm în felul acesta să nu le spunem. Și avem și argument că Domnul spune ce vouă vă spun de slujit, dar lor le spun în pilde, ca măcar că văd să nu vadă, măcar ca urechi să nu înțeleagă, ca nu cumva să se pocăiască și să fie mântuiți. Vă spun drept. Nu știu dacă și dumneavoastră gândiți în felul acesta, dar în dreptul unor oameni parcă n-ar prea merita să fie mântuiți. Eu știu că aici, când suntem în adunare, vorbim frumos. Dar să știți că prima condiție ca să te poți face bine este să recunoști că ești bolnav. Prima condiție ca să te faci deștept este să recunoști că ești prost. Prima condiție ca să fii salvat este să recunoști că ești pierdut. Culmea înșelării este să te înșeli pe tine însuți. Și citesc paragraful acesta și văd cum lucrarea diavolului este extraordinară. Am avut o discuție cu Teodora despre reptilieni. Nu știu dacă ați citit despre ei. Știți cine sunt reptilienii? Știți ceva, nu? Este o convingere destul de larg răspândită că între noi, între oameni, ar exista o specie care ar lua chip de om, dar care ar face parte dintr-o altă categorie, a iluminaților reptilieni, care, atunci când sunt ei înșiși, au chip de reptilă. Aceștia sunt cei care conduc lumea, sunt în marile case imperiale. Imaginile acestea sunt desenate încă din vechime, din Egipt și din perioadele cu mult mai înaintate. În diverse culturi apare chipul acesta al reptilienilor care conduc lumea. Mi-aș permite să vă spun, dragii mei, că eu cred din toată inima lucrul acesta și cred că astăzi diavolul conduce pământul acesta. În vârful tuturor societăților, acolo unde toate aceste societăți secrete se adună, acolo unde se stabilesc direcțiile lumii, este însuși diavolul. Și iată ce stă scris. În a doua Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7 la 10. Dacă a găsit cineva, aș vrea să citim împreună. A găsit cineva? De preferat să citim din Biblie. Adică ne obișnuim cu ea, vedem unde e pe pagină. Atunci când stai de vorbă cu cineva, știi, e pe partea dreaptă, coloana din stânga, pe partea stângă, coloana din dreapta, mai sus, mai jos. Cine vrea să citească cu voce tare? Și atunci? Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni și semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul și-au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Mulțumesc!
Este un lucru foarte interesant. Vine diavolul, fură cuvântul din inimă, ți-l lasă pe masă. Poți să ai Biblia, poți să ai 10 colecții de Biblie. Îl fură de aici din inimă. Și în momentul când cuvântul este furat din inimă, apare necredința. Și omul nu mai poate să vrea să fie mântuit. Nu mai poate să vrea. El poate că ar vrea cu mintea, dar nu mai poate să vrea cu sufletul, pentru că în inima lui cuvântul nu mai este. Și pentru aceia care nu primesc cuvântul lui Dumnezeu, pentru aceia care nu primesc dragostea adevărului ca să fie mântuiți, spune că Dumnezeu face un lucru ciudat. Dumnezeu te trimite o lucrare de rătăcire. Știți de ce în viața noastră sunt puse uneori obstacole, bariere? Ați avut bariere, obstacole în viața dumneavoastră? Cum? Da? Rostul obstacolelor este să-i deosebească pe cei care vor de cei care sunt hotărâți. Cei care doar vor în general, când văd obstacolul, se opresc. Cei care sunt foarte hotărâți caută o cale să meargă mai departe. Atunci când ceva nu este cu toată inima de partea lui Dumnezeu, apare un obstacol, pierde credința și spune, pentru cei care nu primesc dragostea, Dumnezeu trimite o lucrare de rătăcire. Să facă o diferență. Să separe biserica. Să-i separe pe cei care vor să fie mântuiți de cei care nu vor să fie mântuiți. Am citit în comentariul biblic și spune așa. Deoarece iubirea lui Dumnezeu nu exclude pe nimeni de la privilegiul mântuirii. Toți aceia care vor fi în cele din urmă pierduți vor suferi astfel consecința faptului că au refuzat iubirea lui Dumnezeu. De ce vor fi oamenii pierduți? Pentru că n-au păzit legea. Pentru că n-au păzit sabatul. Pentru că au mâncat carne de porc. Pentru că au băut băuturi alcoolice. Și zic că niciuna dintre aceste elemente pe care noi uneori le accentuăm foarte mult n-au nicio valoare în ceea ce este mântuirea. Mântuirea înseamnă primirea dragostei lui Iisus Hristos în inimă. Iar omul care îl primește pe Iisus Hristos în inimă, omul acela este diferit. El nu are nevoie de nicio lege exterioară care să-i impună, pentru că el trăiește din dragoste în calea lui Hristos. Și aș vrea să vă spun în seara aceasta că dacă cineva nu se duce sâmbătă la servicii, nu bea, nu fumează, dar nu-l primește pe Hristos, este ca vânătorul acela care este în fața cuștii, față în față și singur cu leu. În seara aceasta, înainte de a pleca spre casă, înainte de a ne duce să ne odihnim, înainte de a ne pune cu capul pe pernă, alegeți, vă îndemn, alegeți. Alegeți să-L cunoașteți pe Iisus Hristos. Alegeți să umblați pe Iisus Hristos. Alegeți să-L primiți pe Iisus Hristos. Alegeți în seara aceasta, înainte de a fi prea târziu, înainte de ziua de mâine, pentru că între ziua de azi și ziua de mâine este veșnicie. Planul lui Dumnezeu pentru tine, planul lui Dumnezeu pentru tine, pentru tine, pentru tine, pentru tine. Da, da. Și pentru mine. Și pentru voi. Și pentru voi. Este ca toți să fim mântuiți. Imaginați-vă o familie care așteaptă un copil. Și știe că copilul acela trebuie să se nască la un anumit timp. Și încep să-i pregătească camera. Îi cumpără un pătuț. Și pentru că au aflat deja de la ecograf dacă va fi băiat sau fetiță, deja au zugrăvit camera respectivă în culorile potrivite. Au cumpărat hăinuțe. Le-au așezat în dulap. Pentru că știu că la momentul X, copilul acela trebuie să vină acasă. Și totul este gata. Și într-o zi, un dușman
face ca copilul acela să moară și să se piardă. Și părinții îndurerați privesc la cameră și știu că copilul pe care l-au așteptat nu va intra niciodată acolo. Gândiți-vă la Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne așteaptă și care a pregătit pentru fiecare dintre noi o cameră cu toate detaliile potrivite. În timp ce noi stăm aici, El aranjează camera respectivă, locașul acela. Domnul Hristos ne-a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Eu acolo o cameră specială, un apartament pentru Sandu, pentru familia ta. E acolo un apartament pentru tine, pentru mine. Pregătit exact așa cum mi l-aș dori. În culorile potrivite. Având plantele ornamentale, alea care îmi plac mie. Și marea tragedie ar fi ca un dușman, un vrăjmaș, în timp ce eu nu sunt atent să vină și să fure cuvântul din inimă. Și la vremea potrivită, când ar fi trebuit să mă nasc în împărăția lui Dumnezeu, când ar fi trebuit să merg acasă, să meargă acolo o mulțime de alți copii, iar casa mea și locul meu să rămână gol. De aceea în seara aceasta vă îndemn un singur lucru. Și aș vrea să nu uitați un singur lucru. Avem pregătite absolut toate calitățile, toate condițiile ca să fim mântuiți. Și atât de frumos spune Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, la capitolul al treilea. Și aș vrea să citim împreună versetul acesta, cineva care are Sfânta Scriptură. Ioan, capitolul al treilea, versetul al 18-lea și al 19-lea. A găsit cineva? Ioan 3. Mulțumesc. Mântuirea este atât de simplă. Evanghelia este atât de simplă. E simplă și directă. Se aprinde lumina? Nu știu dacă ați avut vreodată ocazia să vedeți un gândac de bucătărie. Ați văzut? Când l-ați văzut? Ziua sau noaptea? Gândacilor de bucătărie le place întuneric. În momentul când sunt surprinși de lumină, caută cea mai scurtă cale ca să dispară. În seara aceasta, aș vrea să vă îndemn, dragii mei, să nu fiți un gândac de bucătărie. Trăiți în lumină. Căutați lumina. Umblați în lumină, așa cum și eu îmi doresc să umblu și eu în lumină. Pentru că lumina Domnului Hristos este simplă. Judecata. Nu vă temeți de ea. Nu vă speriați de judecată. Primiți-L pe Iisus Hristos. Trăiți cu Iisus Hristos. Întrebați-L pe El, Doamne, cum să umblu astăzi? Pe unde să umblu astăzi? Și stați fără teamă la judecată. Pentru că planul lui Dumnezeu, hotărârea lui Dumnezeu, în dragostea Lui este ca toți oamenii. Țineți minte lucrul acesta. Planul lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți. Atunci când cineva este mântuit, el umblă în planul lui Dumnezeu. Mă bucur că în seara aceasta putem să privim împreună prin credință la planul acesta. Nu vă faceți probleme și nu vă chinuiți prea mult cu toate lucrurile acestea pe care noi uneori ca adventiști legaliști
le accentuăm. Începeți invers. Primiți-L pe El. Și atunci vă mărturisesc că va fi ușor. Va fi simplu. Va fi ușor nu doar prin perspectiva coercițiilor exterioare, ci va fi ușor pentru că va veni din inimă să trăim frumos cu El și pentru El. Doi naufragiați se luptau din greu în valuri să ajungă la mal, la țărm. Și deodată unul dintre cei doi s-a oprit și a început să chiuie, a început să cânte, a început să fie fericit. Și celălalt i-a spus, neporule, ți-e arde de cântat, suntem gata să murim. Iar celălalt a spus, pot să cânt, pentru că stau cu picioarele pe stâncă. Dragii mei, în seara aceasta îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi să stăm cu picioarele pe stâncă. Să putem să ne bucurăm, să se vadă lucrul acesta când venim la biserică și când plecăm de la biserică. Și oamenii să-și pună întrebări, băi, dar oamenii ăștia sunt ciudați. De ce sunt așa de fericiți? Că doar și ei au aceleași probleme, trăiesc tot în țara asta, cumpără de la aceleași magazin, au salarii la fel ca noi toți. Cum de oamenii ăștia sunt fericiți? Și atunci să ne putem da un răspuns simplu. Eu sunt fericit. Pentru că stau cu picioarele pe stâncă. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Și vă invit să cântăm o cântare frumoasă. O cântare care mie îmi place. Nu stau pe stâncă. Veniți că-și vreau a spune. Cântarea 386. Ca să spunem lumii mesajul pe care îl avem. Mesajul pe care l-am primit de la Domnul Hristos. 386. Thank you.
Binecuvintează-ne, Tată, cu Duhul Tău cel Sfânt și sădește din nou cuvântul Tău în inimile noastre. Binecuvintează pe toți cei care în seara aceasta au ales să vină aici. Privește asupra inimii fiecăruia în parte și așează, Doamne, cuvântul Tău acolo. Ocrotește-l cu puterea Ta atunci când diavolul va încerca să-l fure. Ocrotește inimile noastre și întărește cuvântul Tău. Pentru că vrem, Doamne, să fim mântuiți, vrem să credem, vrem să umblăm cu Tine. Chiar și atunci când nu înțelegem toate lucrurile, vrem, Doamne, să fim cu Tine acasă, în împărăția Ta, vrem să fim acolo în locașurile pe care Tu le-ai pregătit. Și îți mulțumim pentru planul Tău, ca fiecare dintre noi să putem să fim mântuiți. Îți mulțumim pentru că ne iubești pe noi, dar iubești și pe cei pe care noi poate nu-i observăm. Te rugăm, dă-ne puterea să împărtășim această mântuire atât de minunată. Și acum, când vom pleca către casă, binecuvintează pe fiecare în parte, trimite îngerii Tăi să ne însoțească, să ne ferească de orice ar putea să ni se întâmple rău. Și ajută-ne ca dimineață să ne putem întoarce în casa Ta, unde să Te lăudăm pe Tine, să ne putem bucura de părtășia frățească și să avem o pregustare a întâlnirii cu toți mântuiții din cer. Până atunci, harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie cu noi cu toți. Amin. Amin. Vă urez tuturor o seară binecuvântată de sabat, drum bun către casă și mâine dimineață în casa lui Dumnezeu ne vom bucura de binecuvântările Sale. Iar cei care vor dori mâine după amiază, de la ora 17, sunteți invitați să descoperim împreună secretul succesului personal.